Ok, deci suntem la lecția numărul 11. Cum câștigi mai mulți bani cu profesia ta? Hai să intrăm un pic mai mult în detalii aici, pentru că am vorbit de ce sunt banii, cum au apărut ei, de ce au apărut, cum au evoluat, în ce formă îi avem în ziua de azi ca să-i folosim cât mai ușor. Dar trebuie să vedem exact cum scăpăm de chestia asta numită sărăcie. Și o să începem practic de la zero, pentru că nu toată lumea o să facă afaceri, nu toată lumea o să fie investitor. Trebuie să vedem cum trecem de pasul ăsta să câștigăm mai mulți bani, practic. Din orice profesie. Nu contează ce ești la început, pentru că nimeni nu începe doctor din prima, da? Mai întâi ești medic rezident, mai întâi speli podele, dacă stai să iei așa. Mai Și întâi ești student. mă rog, după ce ai trecut de studenție, speli podele și faci cafele. Ceea ce am făcut. Și cred că ne-am și grăbit un pic cu lecțiile, că am trecut direct în viitorul banilor, dar sunt mulți care cred că ar vrea să știe acum, în prezent, ce ar putea să facă ca să facă mai mulți bani. Da, La deci orice practic meserie. am trecut în partea aia de pe evoluția banilor, în ultima parte în care suntem în ziua de azi, dar hai să ne întoarcem un pas înapoi, da, să vedem exact cum facem niște bănuți în plus ca să putem să ne asigurăm viitorul pe partea banilor noi și tehnologizare. Pentru că și inclusiv în lecția de azi o să stăm de vorbă un pic și despre niște joburi noi, pentru că se vor modifica. Dacă, de exemplu, ești mecanic auto în ziua de azi și ai 20 de ani, ai putea să te gândești un pic cum să zic, te duci spre direcția asta de electrice, care e mult mai simplu de făcut, în principiu, că există aparate. Eu încerc pe taică-mi să-l conving la capitolul ăsta, deși el mai are puțin șase la pensie, dar o să fie cerere foarte mare în direcția asta pe mașini pe electric și, bineînțeles, automatizare, adică AI în spate, o să fie tehnologie și digitalizare foarte multă la mașinile astea, cum e deja la Tesla, adică am Tesla și adică văd exact cum. Nu pot să mă întorc înapoi la o mașină pe combustibil. E imposibil. Înțelegi? M-aș întoarce în timp la telefoane cu taste, știi? Și trebuie să te gândești că cu cât ai o meserie mai veche, cu atât pe viitor o să trebuiască să fii din ce în ce mai bun la ea. Gândește-te că nu angajezi un tâmplar care să-ți facă mobilă la comandă dacă e un tâmplar ok. Știi? Da. Trebuie să fie un tâmplar super bun. Da, și aici, Și practic, da. așa o să ajungem să vedem cum câștigăm mai mulți bani cu profesia de bază. Pentru că se poate ramifica foarte mult. Dacă ajungi cumva barista la o cafenea, care e un job pentru tineri și e simplu de obținut, nu trebuie experiență, înveți într-o săptămână cam tot. De acolo se poate ramifica în mai multe direcții. Și hai să intrăm practic să vedem. Să vedem joburile noi, Da, hai să vedem o recapitulare până acum. să vedem recapitulare la ce am făcut. Da. Păi, am făcut istoria banilor, da? Economie macro, economie micro, finanțe personale și am vorbit despre tehnologizarea banilor și cripto. Da. Dar între finanțe personale și viitorul banilor trebuie discutată chestia asta. Da, apropo, aici, pentru că vorbim și de viitor, vedem deja, de fapt, dacă vă uitați puțin în SUA mai mult, cum unii sportivi, mă uit la UFC, NBA-ul practic adoptă chestia asta, NHL-ul, NFL-ul, au început sportiviștii de performanță să își ceară salariile în cripto. Da? Da, mulți, chiar mulți. Ok. Și atunci e deja o direcție. Deci, chiar dacă am intrat puțin mai devreme în direcția asta, asta e direcția. Mai departe. Bun. Hai să vedem meseriile, da? Prima chestie care se caută tot timpul și o să se caute 20 de ani de acum încolo, IT-ul, de orice fel. Deci, eu stau foarte mult pe Reddit, da? Unde pe Reddit toată lumea lucrează în IT. Deci n-am văzut pe cineva să facă alt job. De toți sunt în IT acolo. Așa. Am încercat și o să fac la un dat să învăț IT. Nu, Ok. Poți să înțelegi IT-ul? Pentru că poți să ai un job în IT sau în tehnologie fără să Da. știi IT sau să scrii cod. Păi nu știu dacă trebuie să scrii cod la toate, pentru că asta e chestia. Se ramifică în mai multe chestii. Sunt front-end developer, user developer, UI, Sunt chestii. total de acord, dar, de exemplu, un user developer are nevoie Ok. și de un strategist pe marketing ca Ok. să creeze un user experience foarte, foarte bun. Marketingul e foarte de folos acolo. Deci, marketingul, finanțele se vor folosi în continuare chiar dacă ești o companie Ok. de IT, știi? Dar mă rog, ideea este că dacă vrei să înveți IT, sunt foarte multe resurse de unde poți să-ți iei informațiile. Să faci singur, mă Să faci gândesc. singur. Aparatura este, nu știu dacă îți trebuie mare lucru. Eu am încercat să fac pe laptopul meu vechi, care era de prin 2002, ceva de genul. Deci nu trebuie ceva super mega wow Apoi, ca din să ce am începi. văzut eu, din ce am încercat eu, erau chestii super basic pe care ar trebui oricum să le ai prin casă, știi? Da, adică nu capace de bere și chestii de astea.
Okay. Dar nu-ți trebuie cine știe ce aparatură foarte performantă, dar e chestia asta de îți trebuie foarte multă muncă la început. Pentru că eu n-am înțeles ce trebuia să fac. Am înțeles. Deci nu mă ducea capul. Dar îți dă și opțiunea de a lucra ca angajat, freelancer și proiecte personale. Mm-hmm. În același timp poți să le faci pe toate. Da, îți dă mai multă, cum să zic, flexibilitate. Da. Ceea ce oamenii caută, adică nu vrei să... Nimeni nu vrea să fie blocat la un job 8 ore pe zi toată viața, clar. Nu, mai ales la același job. Același birou, același personal, te-ai plictisi. Da. Ok. Bun. Trecem la următorul. Uh-huh. Design digital. Da? Și aici include tot ce înseamnă modelare 3D, editare video, graphic design, abilități de PowerPoint, ca aparent și asta este aici. Da, deci codul scris. Deci dacă știi, da, să scrii cod, da? Să, okay, să fii programator, e doar cod scris. Noi nu vedem, practic, ce pe telefonul ăsta nu vedem cod scris. Evident. Noi vedem, da, un graphic design. Ok, da. Efectiv, noi vedem ce a pus ăla să fie frumos acolo. Da? Exact. Așa. Asta e foarte mult pentru munca de tip freelance. Ok. Deci am văzut o singură dată un anunț de angajare pentru editare video. În rest am găsit doar gen vreau un proiect, vreau un proiect, vreau un proiect. A, deci să faci tot cap-coadă. Să faci tot cap-coadă, da, dar nu ca angajat. Da, ca freelancer, pentru că e și mai bine pentru ei, pentru că le tai o factură, da, și nu trebuie să plătească și 41% la stat. Exact. Și atunci ei scad cheltuielile în timpul care stai o factură, tu preiei practic partea de impozit la tine, da, cu 3%, și ei practic se lipsesc de 41% cât ar trebui să plătească angajații, că așa se plătesc la noi, exact, în țară, și cele mai mari taxe pe carte de muncă. Dar da, adică aici e o gamă largă de produse pe care le poți oferi ca și freelancer. Și în primul rând, tu dacă știi graphic design-ul ăsta, da, sau design-ul digital pe care trebuie să-l prezinți pentru un proiect care ți se cere, da, tu nu trebuie să faci totul singur. Tu poți să-ți găsești inclusiv tu freelancerii. Da, adică, da, tu faci aia, tu faci aia, altă, tu punem la punct strategia de marketing, tu punem la punct copywriting, de exemplu, care e foarte simplu. Cum pui textul ca aplicația aia să aibă sens pentru userul, end user, mă rog. Exact. Și aici specializarea, dacă de exemplu, dacă lucrezi pe IT, când te specializezi pe un domeniu, ai de câștigat. În design digital, dacă te specializezi pe un domeniu, o să ai de pierdut. Cum, mm-hmm, e, de exemplu, la noi, când îți fac un video și trebuie să-ți fac și thumbnail. Ok. Și eu nu sunt graphic designer. Și mie vine foarte dificil să lucrez în Photoshop, da? Că nu-mi place. Înțelegi? Dar îți place video editing. Da, exact. Adică ar trebui să iau pe altcineva care să facă și partea de Photoshop, aș pierde, practic, eu bani, decât dacă aș învăța cele două programe în același timp. Da. Înțelegi? Corect. Ok, așa. Aici resursele care îți trebuie sunt destul de costisitoare. Cel puțin pentru modelare 3D te distruge la bani. Ok. Așa. Și foarte important, ai nevoie de simț estetic. Ceea ce noi bărbații nu prea avem, foarte rari. Am văzut și bărbați cu simț estetic. Ciudat. Da. Dar trebuie să știi ce se potrivește și cum. Nu poți... De exemplu, în IT e simplu, că e o muncă destul de automatizată. Înțelegi? Când faci design de orice fel, trebuie să înțelegi un pic culorile, trebuie să... Și nu numai asta, trebuie în primul rând să înțelegi clientul final, consumatorul final, exact, care exact se consumă. Că nu poți să faci o aplicație digitală pentru livrări de mâncare, la fel ca o aplicație digitală pentru o sală de fitness. Da. N-are nicio relevanță. Nici marketingul, nici designul, nici copywritingul, nimic n-are nicio relevanță acolo. Da, trebuie să știi să le pui pe toate, să arate frumos pe hârtie, să zic așa. Exact. Bun, următorul, ce a devenit acum un job, influencer. Da, corect. Ce ești și tu, un fel de influencer? S-a întâmplat să ajung pentru că am fost prezent în social media foarte mult și făceam ceva ce mai nimeni nu făcea de la început. Da. Și atunci, da, devine din ce în ce mai des jobul ăsta, dar să știi că nu e un lucru rău neapărat. Nu. Pentru că lumea se poate specializa, adică exact ce vorbim mai devreme, te specializezi pe o nișă și după aia, exact, pur și simplu începi să dai mai departe. Eu de exemplu, urmăresc mai mulți oameni acum, deși sunt și eu influencer la rândul, okay, meu, urmăresc mai mulți oameni din social media, chiar și unii mai mici decât mine, decât urmăream înainte să fiu influencer. Adică ai crede că, bă, nu, că doar unii sunt făcuți să fie influenceri, să adune, nu știu, comunități mari de oameni și comunitățile alea se uită doar la ăsta, știi? Nu funcționează așa. Adică pe măsură ce apar niște influenceri, și e mult spus influencer, e, cum să zic, se confundă cu ce era în trecut influencer, gen doar apărea pe social media, făcea caterincă,
Mai făcea niște vloguri, entertainment și cam atât. Acum sunt pe toate nișele, poți să faci educație în orice ca influencer și sunt pe toate nișele în momentul ăsta. Da. Sau cel puțin apar. Și atunci un influencer de genul ăsta poate să însemne și un pescar care își arată tainele pescuitului, înțelegi, și le pune pe YouTube și învață oamenii care sunt pasionați de pescuit să pescuiască mai bine. Și după aia apare unul foarte mișto, mai apar încă 3, 4, 7, 8, 10 și se lărgește puțin piața asta. Se diluează un pic, știi, nu mai e aceeași calitate, dar lumea până la urmă trebuie să-și aleagă propria calitate. E ca frumusețea, e subiectivă. Nu poți zici, bă, ăla e cel mai bun pe nișa lui, poate e cel mai cunoscut. Atunci da, e adevărat. Să fie cel mai cunoscut pe nișa lui. Da. Dar unul dintre aia mai micuți poate are niște insight-uri mult mai bune la pescuit de somon. Habar n-am. Și atunci fiecare om poate să aleagă pe cine urmărește în funcție de ce vrea să învețe. Înțelegi? Versus dacă e unul și vorbește despre toate chestiile sau apar încă cinci care vorbesc fiecare despre un anumit tip de pește sau un anumit tip de undiță sau... Este ca și piața de un exemplu de lactate. De ce bem lapte de 15 feluri? Se cere. Da. Eu dacă am intoleranță la lactoză, o să vreau ceva vegetal. O să caut pe la vegetal. Și atunci pot să-mi iau, nu știu, de coconut, că așa îmi place mie ăla. Nu de soia, cum era înainte. Da. Pentru că înainte aveam poate doar soia. Până să inventeze ăștia și altfel de lapte. Și atunci soia nu-mi plăcea. Și ce fac? Mai aștept. S-a creat și coconut. Aștept 10 ani să inventeze. Exact. Sau de orez. Și atunci nu e un lucru rău. Lumea crede că e un lucru rău. Nu avem cum să fim toți influenceri. Toți suntem influenceri. Da. Unii mai mici, inclusiv în viețile noastre. Încercăm cu de prieteni, da. Încercăm să, dacă gustăm practic un burger foarte bun și, nu știu, avem un prieten, unul singur, ăla e singurul prieten al nostru pe lume, o să mergem să-i spunem. Da. Și l-a influențat. Deci ești influencer. Toată lumea este influencer, da. Depinde doar de scară. Am trecut aici chiar, deci ca să fii influencer trecem peste aparatură, dacă nu-ți trebuie cine știe ce aparatură. Timpul e cât consideri tu. Aici îți trebuie chestia pe care nu au toți și anume tupeu. Da. Că și tu vorbești despre lucruri pe care mulți le știu, da? Dar trebuie să ai tupeu să te pui în fața camerei să vorbești, să dai mai departe. În primul rând să-ți asumi că greșești, pentru că eu pot să am dreptate 1%. Dacă mie îmi folosește, eu am dreptate pentru mine toată viața. Da. Dacă pentru tine nu folosește, 99%, înțelegi, și ăla 1% nu te ajută deloc, o să mă înjuri. Și așa zic că e greșit tot ce zic, știi? Da. Da, și cam așa, adică asta e o problemă destul de măricică. Lumea nu are tupeu, deși au informații de valoare. Am cunoscut mulți oameni cu informații de valoare, dar care... Nu vor să expună. Exact, nu vor să expună din cauza asta menționată. Și atunci, partea asta de influencer, da, nu e pentru toată lumea, dar toată lumea e influencer. Da. Se pot face bani de acolo. Inclusiv dacă tu vorbești în cercurile tale de prieteni despre ce îți place. Consumi șamponul ăla, consumi burgerul ăla sau cafeaua aia, dar tu nu ești răsplătit, practic, pentru că le promovezi. Dacă ar exista, cum e SUA, de exemplu, programe de-astea de afiliat la orice business, atunci s-ar crea o economie mult mai expansivă, să zicem, versus n-ai niciun stimulent să promovezi, ci doar că îți place ție. Da. Mă rog. Da, bun. Trecem mai departe. Delfin. Da. Ce înseamnă delfin? Delfin e ca flipper, ăla din film. Da? Adică cumperi faci ceva. Flipping. Da, faci flipping. E da. Mai ieftin, dar e mai scump. Exact, da. Aici ideea este că trebuie să fii foarte bun pe comunicare. Trebuie să fii foarte atent la ce oferte prinzi. Trebuie să ai profituri foarte mari uneori. Da, și n-ai niciun risc oarecum. Da. Dacă faci flipping. N-ai risc, dar uneori s-ar putea să mori de foame câteva luni. Depinde, depinde cum îți antrenezi skill-urile. Exact. Dar și într-un job, dacă stai să o iei așa, la început ești pielea. Ești plătit cu minim pe economie. Ce dracu faci cu banii ăia dacă stai să o iei așa? Da, corect. Dar după aia, după ce câștigi experiență, care depinde doar de tine, în cât timp o câștigi și cât de implicat ești, că dacă nu ești implicat, nu-ți place, o să dispari de acolo și o să pleci în altă parte și o să muncești tot pe minim pe economie. Minim pe economie nu înseamnă altceva decât, nu știu, să fac nimic. Atât. Nu sunt bun la nimic. Și e ok. Dar trebuie să am lucrat și eu pe minim pe economie. Okay. Toți am lucrat pe minim pe economie. Toată lumea începe de la 0 followeri, minim pe sau de fapt 0 lei. Până să ajungi la minim pe economie, trebuie să te angajezi de ăla. Și ăla o să ceară niște experiență. Și tu trebuie să-l convingi că nu-ți trebuie experiență. Deci trebuie să ai niște skill-uri de comunicare. Da. Și dacă... să ai multe skill-uri de comunicare. Trebuie să te faci plăcut, în primul rând, sau să nu neapărat să câștigi încrederea, cât să îți pui și calitățile și defectele pe tavă, ca omul ăla care ar trebui să te angajeze sau care ar trebui să cumpere de la tine, să știe și care sunt problemele și care sunt soluțiile cu care vii. Da. Și atunci, partea asta de comunicare trebuie să fie doar transparență. Atât. Să fii super transparent. Pentru că s-ar putea să minți din dorința de a lucra acolo și să nu-ți placă.
Adică, sau să te prindă cu minciuna după 4 luni și să fii dat afară. Da. Și n-ai câștigat nimic. S-a întâmplat și mie, dar e ok. Zic, tocmai la asta mă refer. Practic o să-ți dăuneze pe termen lung. E mai bine să nu te angajeze, înțelegi, și să te duci în altă parte să încerci, care e posibil să fie, nu știu, jobul tău. Da. Sau area ta de activitate, mult mai potrivită pentru tine, decât să minți și să încerci să faci orice ca să obții niște bani. Și atunci partea asta de comunicare aici la Delfin, auzi tu, Flipper. Așa. Aici poți să faci orice. Poți să dai un exemplu? Da, poți să intri pe OLX, cumperi ceva foarte ieftin, aștepți o lună, îl vinzi mai scump. Intri pe EMAG de Black Friday. A fost, nu știu dacă știi, acum vreo 3 ani, s-au vândut Xbox One-uri cu 500 de lei pe EMAG. Și era preț undeva la 1800, 2000 de lei, ceva de genul. Wow. În mod normal. Deci cine a prins atunci să cumpere 5 de alea, stai seama că a făcut profit de 3 ori. Corect. Dar a fost doar de Black Friday. Păi asta zic, trebuie să fii tot timpul atent. Mereu trebuie, deci peste să tot. Chilipiruri, da. Trebuie. Corect. Să stai pe OLX, pe Facebook Marketplace. Uneori se dau și chestii moca. Înțelegi? Da, doar, uite, vorbesc cu oameni în general și la fel, dacă au, de exemplu, mobila de donat sau chestii de donat pe care ei nu vor să stea să le care. Că e complicat, adică vreau, ok, o dau moca, dar vino și iau. Înțelegi? Sunt, nu știu dacă pe OLX, nu m-am uitat pe OLX, dar sunt oameni de așa natură, adică trebuie să fii implicat un pic în piață. Cine se mută, când se mută, să vinde vreun apartament, se vrea mobila afară. Da, exact. Sunt cumpărători care îl vor nemobilat ca să-și-l facă cum vor ei, de la zero, dar nu vor bătaia de cap să-și care mobila de acolo. Și nici proprietarul nu vrea bătaia de cap să plătească pe cineva să-i care mobila. N-are nicio logică. Și atunci, dacă tu le asiguri practic serviciul ăsta, poate chiar să-ți vândă ceva super ieftin. De toată mobila din casă te costă 500 de lei. Doar să mă scap de ea, știi? Exact. Și tu poți să o duci la recondiționat. Poate ai tu skill-ul ăsta să recondiționezi mobila. Și o iei cu nimic și o vinzi cu de 5 ori prețul. Da. Eu așa am făcut cu când mi-am schimbat mașina de spălat. Așa? Am rămas cu mașina veche în hol și când au venit cei care mi-au adus mașina nouă, nu bifasem ceva pe EMAG să-mi ia mașina veche. Și le-am spus să o ia, ca să scap de ea. Și? Și-au luat-o. Să o ducă la fer vechi, nu știu ce au făcut cu ea, dar au luat-o, că eu nu o mai vroiam. Probabil au vândut-o. Că au spus, nu știu, 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei. Zic, dacă îți faci un job să-ți creezi tu din chestia asta, da, poți să faci bani acolo. Ideea e să fii implicat. Nu trebuie neapărat job cu carte de muncă plătit. Da. Poți să te orientezi într-o piață, piața asta de vânzări, de flipping, de chestii, care poate să însemne orice, cum erau ăștia cu mașinile. Că da, erau la modă, adică da, să-mi sărea la asta. Ceea ce nu e un lucru rău neapărat. E un lucru rău când ești la 70 de ani și faci încă să-mi sărea la, da, părerea mea. Dar o chestie de început, adică practic înțelegi o piață, înțelegi clientela, înțelegi vânzătorii, tu te pui intermediar, n-ai oarecum niciun risc decât dacă tu trebuie să le cumperi, dar poți să fii intermediar fără să cumperi mașinile, adică să ai parc auto. Trebuie doar să conectezi oameni, să găsești cale de comunicare între vânzători și cumpărători. Poate ei nu știu cum. Da. Ei doar vor să scape de bun sau să achiziționeze un bun. Și atunci skill-ul ăsta de comunicare, deci toată lumea se ferește, mai ales noi românii, toată lumea se ferește de vânzare. Da. Tuturor ne e frică să vindem, că dacă ce o să zică, că nu știu ce, că nu e ok, dar acolo sunt banii cu adevărat. Fie că te duci la un job și încerci să-ți câștigi practic locul de muncă, trebuie să te vinzi. Nu contează că ai experiență sau nu ai experiență, trebuie să știi să te vinzi. Depinde cum pui problema. Tu trebuie să știi în primul rând ce vrea ăla de la tine. Da. Dacă ăla vrea o mașină de la tine, tu trebuie să o expui exact cum este. Că mai înflorești niște detalii, că mai dai kilometri înapoi și după aia ți verifică și te înjură. Chestia asta e altă problemă, asta e o problemă de viitor. Exact, cu totul altă problemă. Dacă tu faci chestia asta constant și consecvent, cu asta te ocupi, n-ai voie să minți. Trebuie transparență full, pentru că după aia ăla te recomandă sau nu la altcineva. Și atunci poți să-ți creezi un flow pe termen mai lung ca să te cunoască lumea de, bă, ăsta e ăla care ți-aduce exact ce vrei tu dacă vine vorba de mașini sau mașini de spălat. Da. Nici nu contează. Și gândește că ăsta poți să-l duci din nivel în nivel. Poți să începi prin a vinde mobilă la mâna a doua. Ai făcut niște bani, începi să vinzi mașini. Ai făcut niște bani, începi să vinzi apartamente. Case. Vinzi terenuri, case. Da, cam așa, de asta zic, că cam așa merg lucrurile. Nu contează de unde începi. Ideea e să începi de undeva. Da. Dacă tu ți-ai creat un sistem în cap în care faci 100 de lei pe tranzacție, n-are nicio relevanță. Trebuie doar să te gândești cum faci din 100 aia de lei, poți să pui procentaj. Bă, investezi 200 de lei și fac 100. Da. Asta înseamnă 33% profit, ceea ce e o marjă foarte bună de profit. Cum fac eu să, ca ăștia 33%, să însemne mai mult, 1000 de euro?
Păi îmi trebuie un bun de 2000 de euro, da? După aia îmi trebuie un bun de 10 ori mai mare, de exemplu, dacă vreau să fac 10.000 de euro, îmi trebuie un bun de 20.000 de euro. Cum fac să scalez oarecum? Îmi trebuie bunuri mai scumpe și o piață care caută bunurile alea. Asta e tot ce trebuie să faci, dar trebuie să nu sari primi pași. N-ai nicio șansă dacă nu-ți creezi un sistem în cap. Măcar să încerci odată să vinzi ceva. Și chestia mișto este că aici nu ești limitat de timp. Tu poți să muncești part-time, de exemplu, cu calibrator și în restul timpului să faci chestia asta. Și aici se poate întinde pe orice. Se fac flipping-uri de NFT-uri, că mă întorc chiar puțin la cripto. Da. Tu nici măcar nu trebuie să fii prezent undeva. Dacă ai înțeles piața de NFT-uri și piața de cripto, tu poți să fii intermediarul care pur și simplu face flipping cu NFT-urile alea. Și ai un laptop și poți să faci de oriunde din lume. Nici poți să faci de pe telefon. Mă rog. Da, poți să fii la muncă, stai în bar și să faci chestia asta. Exact. Da. Deci sunt o grămadă de oportunități. Trebuie doar să o găsești pe aia care ție ți se potrivește, îți mărești veniturile și practic profesia ta sau inclusiv pe partea de profesia ta. Putem să facem și aici o analogie. Ok, nu faci partea de flipping, okay. Hai vedem cum crești de la un job. Exact, da. Că tot am vorbit de bar, da? Tu parcă ai o cafenea și niște ceva cu mai multe, mă rog, da. Da, ceva cu înghițată, bun. Cum îi responsabilizezi pe cei care lucrează pentru tine? Că ăsta e un exemplu foarte bun, dar ai un program fix, da? Lucrezi într-o cafenea sau la Bubble Waffles, da? Programul e de la 10 la 10, nu știu, mă rog, așa, nu contează. Program fix, corect. Ce fac ăia de acolo ca să fac mai mulți bani? Păi cum am făcut noi chestia asta, că am observat și noi că e o problemă. Da. Într-o zi de muncă, chiar și aglomerată, să zicem, hai să zicem în 8 ore de muncă, da? Uh-huh. La o cafenea. Tu nu ești mai mult de o oră jumate productiv. Că sunt valuri de oameni care vin anumite ore, gen de la 7 jumate la 9, dar vin pe parcurs, tu lucrezi cu încă un coleg, nu poți să zici că faci cafele continuu. Da. Nici Starbucks nu face cafele în continuu, da? Mai e și curățenie de făcut, dar trebuie să verifici mesele, să ștergi, să te duci la baie, să, mă rog. Okay. Și atunci pune 2 ore din 8 de productivitate. Cam așa am calculat eu. O oră jumate de muncit continuu, dar cu tot cu curățenie. Pentru că o cafea o faci în 40 secunde, 50, da, cu tot cu lapte, cu tot cu, mă rog, basket, okay, colegul tău bate pe casă, etc. Bun. Și atunci, dacă aduni așa, te duci în 2 ore maxim, cu tot cu curățenie. Bun. Ce faci în 6 ore? Păi ce faci? Stai la muncă, nu? Trebuie să stai. Ești blocat acolo. Da. Asta e singura problemă, de fapt. Și noi, practic, ca să încercăm să-i stimulăm pe angajați, și toți erau tineri și au nevoie să fie stimulați. Da? Am încercat să le dăm responsabilități mai multe. În primul și în primul rând, am creat un sistem de bonusuri. Okay. Adică dacă curățenia este la nivelul la care noi îl vrem și se notează, adică se pot da note, pe KPI-uri făcute, KPI-urile astea sunt folosite în principiu în corporații. Dar da, le-am implementat la o cafenea, că se poate. Exact ce ziceam, la o scară mai mică. Da? Deci tu faci, ca să faci 100 de lei cu 200 investiți, e o scară foarte mică. Tu nu înțelegi mai nimic de acolo, dar tu ți-ai creat un sistem ca să poți să-l scalezi după aia, zici 20.000 de euro și 10.000 de euro profit. Așa am făcut și noi. Am făcut KPI-uri aici pe note, se verifică curățenie, se verifică cum se face cafeaua. Am făcut și challenge-uri, care e cel mai bun barista de la noi. Corect, da. Și am văzut, practic, pe anumite, cum să zic, ce ne interesa pe noi. Pe anumite puncte de interes în cafenea ne interesa curățenia, per total, dar o împărțeam în zone, că se verifică pe zone. Adică degeaba ai curat în afara barului dacă în bar e mizerie sau la baie. Și atunci trebuia să primească o notă separat în fiecare colțișor. Deci trebuia să verifice tot. În al doilea rând, customer service-ul. Da. Trebuie să-l testăm, să vedem. Aveam niște foițe mici cu 6 pași prin care trebuie să saluți un client, să-i zâmbești, după aia să-l întrebi de ce are nevoie, după aia să-i propui să instaleze aplicația, după aia să-l întrebi dacă vrea și o ofertă, după aia să, nu știu, da, etc. Da? Care la fel intervine partea de comunicare și vânzare. Și inclusiv ei învățau chestia, adică învățau responsabilizare, pentru că dacă stai degeaba, trece ziua pur și simplu pe lângă tine. Nu ai nimic, nu ai niciun upside acolo. Pur și simplu trece timpul și stai pe telefon și consumi conținut. Mai râzi la Shelly, mai nu știu ce poți să faci acolo. Ceea ce făceam și te mai uiți la Gagici dacă ești băiat, asta e. Da. Pierzi foarte mult timp. Și în alea 2 ore de productivitate pe zi nu o să te ajute mai deloc să câștigi experiență și să ajungi să faci mai mulți bani diversificând jobul tău, da? Profesia. Și atunci încercam să le dăm partea asta odată. Adică ei să câștige bani pentru faptul că țineau mai curat. Da. Să câștigi un bonus. Sunt la muncă. Exact. Acolo. Oricum erau acolo. Da. Și atunci preferam să le dăm un stimulant pentru că îi face și pe ei mult mai responsabil. Și în al doilea rând ajută cafeneaua pe termen lung. Dacă lumea vine și vede curat de fiecare dată, de fiecare dată li se recomandă oamenilor ceva în plus și li se vorbește frumos. De fiecare dată avem oferte noi în fiecare lună. Asta era un motorul pagin.
o ofertă nouă rula în fiecare lună, trebuia să o prezinți. Etc. Da? Deci tu aveai un barem, mă rog, se numesc KPI-uri, adică Key Performance Indicator, indicatori de performanță, care nouă ne spuneau, după ce vedeam un chart, aici stă bine, aici stă mai rău, aici stă mai bine, aici a bonus, aici nu e bonus, aici a bonus, și după aia puteam să le arătăm în fiecare lună. Uite unde poți să mai lucrezi ca să mai ai niște bani în plus. Pentru că din moment ce toate astea erau conectate și funcționau, curățenie mai multă, comunicare mai bună, deci cumpărături mai multe, revenue creștea, da? Veniturile. Evident. Deci ne permiteam să le dăm mai mulți bani. Iată de simplu. Pe termen lung. Și atunci de aici, practic, din meseria asta, ei câștigau mai mulți bani. Odată, profesia lor, da? Că îi țineam mai activi. În al doilea rând, ca să câștige și mai mulți bani, le propuneam. Ce vreau să deleg eu? Adică de ce vreau să scap ca responsabilitate dintr-o locație? Aici trebuie să facem o paranteză și să menționăm că dacă vrea cineva să facă chestiile astea la muncă, trebuie să vrei. Trebuie să spui vreau să fac mai multe, da? Deci avem o dată partea în care ești la muncă, ești 8 ore, stai acolo, n-ai ce să faci altceva. Că ai programul fix, ăla e, da? Dar apoi poate ai o zi cu o zi, două cu două. În alea două zile, Netflix-ul nu pleacă. E tot acolo. Își rulează programele o dată pe an, e ok. Trebuie să faci și altceva. Dacă vrei să faci ceva pentru muncă, poți să faci următoarele chestii. Te rog. Aici vorbim tot de cafenea, da. Deci exact ce am propus din primei echipe pe care am angajat-o, din prima cafenea. Și după aia am propus același lucru și la celelalte cafenea. Poți să preiei, de exemplu, ceea ce eu nu vreau să fac, pentru că treaba mea ca antreprenor este să dezvolt compania, să mai deschid cafenele și să caut mai mulți oameni, da? Ce nu vreau eu să fac este, în primul rând, contabilitatea primară. Vin facturi în fiecare zi, plătesc în fiecare zi bani, încasez în fiecare zi bani. Am un cash flow în fiecare zi, da? Trebuie cineva să țină contabilitatea aia primară. Ce intră, ce iese în fiecare zi. Pentru că dacă vine ANAF-ul și vede că a venit o factură de la Coca-Cola azi, s-a băgat Coca-Cola în frigider, eu să-ți numere sticlele, să vadă că corelează cu inventarul pe care l-ai făcut acum o zi sau acum o săptămână și intrările pe care doar ce ți-au intrat. Și alea, atunci când vine factura, alea trebuie băgate atunci. Fiind la muncă. Ei, acum se poate face pe tabletă direct. Da? Înainte se făcea de pix. Eu făceam de pix. Venea factura, pix, scriam. Okay. Da, asta este. Da. Am învățat de la fix zero, exact ce ziceam. Nu sari peste etapele astea, știi? Da. Acum, pentru că e mai simplu pentru ei, pe mine mă satisface, știi, că nu trebuie să treacă și ei prin chestia aia. Dar poate ar fi fost mai bine pentru înțelegerea mai deep a contabilității, știi? Când greșești și rup foaia, greșești și următoarea foaie, o rup și pe aia și ți-a mai mult, dar nu mai e eficient. Da. Asta e problema. Și atunci, pentru asta, noi puteam să le propunem, că tot stau în locație, 6 ore degeaba, da? Ok, în timpul ăla liber, după ce ți-a venit factura, termin cu clienții, că ăsta e primul job, cel mai important, ieși din bar, te pui la o masă, înțelegi? Și faci factura, bagi NIR-ul, așa se numește. Da. Bagi NIR-ul și după aia treci în gestiune la sfârșit de zi. Și atunci era o responsabilitate în plus care îmi era luată de pe mână, puteam să fac alte chestii mult mai importante pentru afaceri în general, și tu luai niște bani în plus. În al doilea rând se putea face aprovizionare, ceea ce eu nu am timp să fac. Trebuie să merg o oră la 2-3 zile, să fac sau chiar 2 ore. O oră. Mă rog, n-am pus drumul, pun și drumul. Între 2 și 3 ore, să zicem, da? Da. Odată la 2-3 zile și nu vreau să fac chestia asta. Prefer să lucrez la fel, la ce trebuie ca să dezvolt, ca toată lumea să câștige. Și atunci, dacă aveau o mașină, dacă n-aveau, noi aveam mașină și am predat-o. Chiar acum, în momentul ăsta, avem mașina predată. Da, și tu ai avut mașină. Am avut-o pe a mea, nu pe a voastră. Da, dar ți-am puteai să o iei. Puteam să o iau, da. Dar am zis nu. Și atunci, responsabilitatea asta în plus, da? Pentru că dacă aveai un coleg și știam că de la 1 la 3 sunt ore moarte, da, tu poți să pleci din locație, adică puteam să facem programul flexibil pentru ei în locație. Ia mașina, tu te faci aprovizionarea odată la 3 zile, vin înapoi cu marfa, las-o acolo, responsabilitate în plus, bani în plus. Mare atenție, responsabilitate în plus, bani în plus, nu invers. Da, evident. Nu vii și ceri bani în plus pe ceva ce n-ai făcut niciodată și te aștepți ca eu să am încredere în tine să zic, bă, ce bine o faci asta, știi? Nu, demonstrează-mi că îți și place, că s-ar putea să nu-ți placă. Înțelegi? Adică trebuie amândoi să câștigăm. Așa veneau, eu le propuneam, dar le ziceam lor, bă, trebuie să vii tu la mine. Eu am chestia asta, am aprovizionare de făcut, contabilitate primară, ture când nu vrea nimeni să vină, dublaje și poate inclusiv marketing. Am doi băieți, și Paul și Sebi, au plecat din bar, făceau cafele și au vrut să țină partea de marketing. Social media, Facebook ads, etc. Da? Și le-am dat șansa asta, ok, cât ești în bar acolo, ia și tu niște fete și fă-le poze când vin, dacă vor. Da? Sau mai fă poze la, dacă ai tu vreo imagine în cap cu cum ar trebui să arate Instagram, fă niște poze, hai să vedem cum te descurci. Nu le-am dat niciun bani la început, că nu știam. Plăteam pe cineva care făcea asta bine. Da?
După ce mi-au demonstrat, ok, ia tot social media, du-te și la curs, l-am trimis pe Paul la un curs de Facebook Ads, preia tot social media și fă tu, că vă câte descurci. Pozele ies mișto, hai să gândim campania. Și sunt aici să te ajut, adică ia buget, folosește de el până înveți. Da. Nu eram gen, mamă, până nu mi-aduci rezultate, nu te plătesc. Nu, nu. Acum știam, adică am avut un simț, știi? Știam. Și atunci sunt multe chestii care se pot face, mai ales în firmele micuțe, da. Acolo ar fi focusul principal. E mai bine să faci de toate într-o firmă micuță. Pentru că, de exemplu, la capitolul ăsta de barista, nu vrei să te duci la o cafenea să-ți fie servită cafeaua de un tip la 65 de ani. Deci și lor în cafenea le-am zis la fel. Nu vreau să muriți barista. Că în primul rând nu dă bine pentru cafenea. Da? E mult vreau de strâns, să, da, e, barista e un job de 2-3 ani, hai 5 dacă îl duci mai la un nivel mai înalt, îți faci și cursul de prăjitor da, și da. Te duci la un nivel în care practic faci artă din cafea. Hai să zicem cu ei, e pe linia asta. E bine să faci și celelalte pentru că e posibil să-ți placă altceva. Barista ca job se termină la un moment dat pentru oricine, da? Pentru că nu există, n-am văzut barista de 65 de ani, poate în Italia. Nu la noi. Da. Sau în alte părți unde practic cafenele sunt locuri mai mileniale, mai așa. Chiar dacă merg și oameni mai în vârstă, stau acolo exact pentru vibe-ul ăsta, tineresc, știi? Sunt mai cozy făcute. Și atunci, în meseria asta de barista, ar trebui să, sau pe lângă ea, ar trebui să cauți, poate îți place contabilitatea, poate îți place marketingul, ceea ce doi băieți de la noi au ajuns să facă foarte mulți bani din marketing, da? Alte două persoane, la fel, nu contează că sunt rude sau au lucrat de la început, adică au muncit. Au ajuns să țină parte de financiar, altul să țină parte de implementare și acum vrem să creștem la nivel de manager de franciză. Că s-a responsabilizat și îi place chestia asta. Dar a făcut cafele și a dat cu mopul la fel ca mine. Deci toți am plecat de la zero barat. Și tu la fel. Acum faci video editing pentru canalul de YouTube. Da. Dar ai plecat din bar. Da. Și te dai cu mopul. Și spălai WC-ul. Uneori. Uneori. Nu prea ți-a plăcut? Asta e chestia, că nimănui nu-i place să facă munca asta de jos. Sau poate ori fi cărora le place. Păi nu, dar nu e vorba de muncă de jos. Muncă de jos poate să însemne și femeie de serviciu. Dar și totuși sunt femei de serviciu care își fac munca foarte bine și sunt fericite. Da. Aia le place lor, să ia ceva care e murdar, să-l transforme în curat. Da, foarte corect. Da. Exact. Că nu ți-a plăcut ție, de asta zic, ți-a plăcut să faci cafele. Da. Dar nu ți-a plăcut restul. Da. Ei, din păcate nu există o meserie care să te plătească doar pentru a face cafea și atât. Da, corect. Trebuie să ai grijă de o cafenea. Nu sunt profitabile altfel. Adică ar trebui să angajezi 10 oameni în cazul ăsta. Unul să facă sau doi să facă cafele continuu și altceva să-mi spele vasele. Da, deci nu e fezabil. Da. Nici o cafenea n-ar da randament așa. Și atunci, dacă luăm partea asta, da, încerci să diversifici ca să vezi dacă îți place altceva acolo, mm-hmm. pentru că ai ocazia să faci asta și când ești tânăr sau, mă rog, doar ce ai început și n-ai experiență, e mult mai ok pentru că n-ai ce să pierzi. Înțelegi? Ok, ești plătit pentru jobul principal, dar încearcă și alte chestii pentru că ai timp. Și a doua variantă este să-ți duci, practic, meseria la un alt nivel, adică în bar sau în orice alt domeniu, poți să te duci la un alt nivel, să-l duci la nivel de artă, inclusiv în IT. E un băiat, Cristian Dascălu, parcă, a fost și cu, mă rog, îl știți poate de pe YouTube, el lucrează în IT și a ajuns să facă câteva mii bune pe lună. Și și-a dezvoltat o comunitate în care cei care sunt pasionați de IT și vor să înceapă în domeniul ăsta, Cristian îi ajută practic să promoveze mai mult și să ajungă la mai mulți bani câștigați. Și cum? Adică etapele prin care el a trecut, okay. le-a străbătut într-o, să-i spunem, curs, dar nu știu dacă e curs neapărat, poate fi o serie de webinarii, nu știu. Și atunci, meseria asta dusă la un alt nivel poate să ajute foarte mulți oameni care caută să-și ducă și ei meseria la un alt nivel. Pentru că nu există unul, exact cum ziceam mai devreme, unul cel mai bun barista și gata, restul proști. Da, există unul cel mai cunoscut, care a muncit foarte mult și s-a făcut cunoscut, da? Și există alții pe fiecare nișă de piață. Înțelegi? Da. La nivel de barista, IT-ist, gunoier, ce vrei tu? Îl știți pe, cum îl cheamă pe YouTube? Îmi place să mănânc? A, da, da, da. Are sute de mii de followeri, mă rog, de subscriberi și îi place să mănânce. Da. După nume, nu? El e practic primul. Dar mai apar o grămadă de canale care pur și simplu, am văzut TikTokeri care, cum zic, contentul lor este doar să mănânce. Se trezesc, nu știu cum fac ei exact, ce am mâncat toată ziua. Știi? Pun un text și după aia mănâncă de aia, apare că mâncă de aia, altă, mâncă de aia. Da. Ăla e content. Înțelegi? Și au prins foarte bine. Și atunci, na, te uiți la oameni de genul ăsta și înveți ceva, habar n-am. Sau ești distrat. Orice ar fi, da. Cel care prezintă, care face contentul, influencerul, devine mai cunoscut. Și poate să-și lărgească, practic, liniile de venit. Nu trebuie să devii influencer la nivelul de social media, ca tu să poți să-ți duci meseria
într-o direcție de artă și după aia să o prezinți către oameni care vor să învețe pentru că le place domeniul respectiv. De exemplu, eu am făcut curs de barista. Okay. Am făcut curs de barista cu un om care a dus meseria de barista la nivel de artă și era chiar jurat la concursuri de barista la nivel internațional pe Europa. Okay. La Brașov. Deci el avea toate cursurile, până la prăjitor, nu știu de cât grad, da? Și știa foarte bine chestia asta. El și-a făcut un curs cu ajutorul unei companii în care practic lua cursanți și învăța să facă, învăța de la bobul de cafea până la cum se face laptele, crema, mă rog. Pentru că nu vrea să stea doar în bar să facă cafea foarte bine. Exact. Pentru o cafenea. Dacă tu îți duci meseria la nivel de artă și ești foarte, poți să începi de fapt să fii foarte cunoscut pe meseria ta, liniile de venit după aia se pot diversifica foarte, foarte mult. De exemplu, dacă ajung, hai să luăm tot exemplul ăsta de barista, da? Ok. Ajung să fiu foarte șmecher, încep și pe social media să arăt tutoriale. Da, eu am învățat să fac, pentru că în două zile de curs, n-aveam cum să învăț să fac crema de lapte și cu forme și cu tot. Am învățat-o în bar, în timp ce mă uitam, când lucram și făceam cafele, în timp ce mă uitam pe YouTube și vedeam tutoriale. Da. Dar am trebuit să văd atât de multe tutoriale și atât de multe, nu știu, tehnici, că nu mi-eșea, adică am stat 6 luni până mi-a ieșit. Dar dacă aveai pe cineva care a creat un curs fix pe așa ceva, fix pe cum faci formele, înțelegi, ca să-ți iasă, și doar tehnica aia, după aia, adică ți-a predat tehnica super, super bine în 3 săptămâni de curs, plăteam, nu știu, 800 de lei, 1000 de lei, că am plătit oricum și primul curs. Nimic nu e moca. Evident. Că cineva se concentrează să îți dea meseria pentru care și-a bătut foarte mult capul și a investit bani, da? Nu mi se pare corect că lumea zice că nu, că toate informațiile sunt moca. Ok, succes în a le structura, dacă poți. Exact, asta e problema. Pierzi 6 luni, în loc să pierzi 3 săptămâni. Înțelegi? Toată lumea zice că e prea scump, așa că o să învăț 6 luni, dar n-am un să aplic, știi? Mă rog, revenim. Și atunci, meseria asta de barista despre care vorbeam se poate duce la un alt nivel și apoi tu să-ți, după ce ți-ai modelat tehnica, să-ți faci sau să-ți formezi o comunitate, poate cineva te ajută, poate ți-o creezi singur pe social media, da, și faci tutoriale gratis la început, înțelegi? Și cineva care ar vrea să învețe tot de la tine, nu are timp să vadă 1500 de TikTok-uri. Ar vrea să vadă 7 clipuri, da, în care explici clar, structurat. Și atunci îi salvezi foarte mult timp. Timp care e mai important decât banii. Și în cazul ăsta, practic, poți să-ți crești linia de venit într-o altă direcție în care nu te mai ține blocat în bar. Să ajungă să nu-ți placă. Mulți tehnicieni, în orice domeniu, ajung în situația asta. Nu mai îmi place meseria pentru că trebuie să fiu blocat aici mereu. Înțelegi? Și atunci tu poți să faci chestia asta, o transformi, o digitalizezi într-o afacere online, unde tu înveți toate tainele posibile, da? Și poți să aduci content constant, da, pe platforma ta. În timp ce nu, îți mai vin idei. Pe măsură ce treci prin asta, te uiți în social media sau unde e comunitatea ta, poate ți-o faci pe Discord privată, habar n-am. Înțelegi? Te uiți la ce vor oamenii aia, ce îți cer. Ție-ți vine... Eu am învățat o grămadă de chestii în cripto pentru că mi s-au cerut. Deci pur și simplu vedeam comentarii, oh, dar de proiectul ăla ce zici? Că face nu știu ce și că vrea... Bă, nu știu, hai să citesc. Citeam și învățam. Da. Dar uite, la Bitcoin ai precizat faptul că cu, nu știu, hash words din 2017 când s-a creat Bitcoin Cash. De ce zici, mă? Și am început să caut și am învățat. Okay. Înțelegi? Am învățat, am investit, înțelegi? Și după aia am dat mai departe. Adică se creează practic un flux din ăsta de informații care îl ajută inclusiv pe cel care este trainer sau, mă rog, vrea să ducă, să-și ducă meseria la nivel de artă, să câștige mai mulți bani. Pentru că tu, dacă ești blocat într-o cafenea, ăla-i timpul tău, 8 ore pe zi, ăia-s banii, poate te duci la nivelul la care poți să ceri mai mulți bani pentru că ești tehnician și ești foarte bun. Da. Poți să faci și chestiile pe care le-am menționat, gen pe KPI-uri, să faci locația să arate bine, poate devii manager acolo, poate o preiei și o cumperi și faci mai mulți bani, înțelegi? Dar tot ești limitat. Nu poți să scalezi decât așa, în verticală, știi? Da. Dar dacă faci și chestia asta și îți faci și cursul, care este destul de automatizat, îți faci cursul odată, după aia trebuie doar să-l vinzi. Cum îl vinzi? Creând, practic, în social media, tutoriale scurte, ca să le arăți oamenilor ce să primească dacă e să vină acolo să învețe toată meseria ta, da? Și atunci partea asta de scalezi practic linia de venit este o orizontală, care poate să crească mult mai mult, pentru că nu mai este limitată de locul în care trebuie să lucrezi. Okay. Este limitată de oarecum nimic, de câți oameni poți să aduci tu aici, da, care se interesează cu adevărat. Înțelegi? După aia, o altă pe orizontală, ca să crești o altă verticală, tu având deja un canal de YouTube sau TikTok, nu contează, pot veni brand-uri, și sigur de fapt, am pățit și eu chestia asta, brand-uri de cafea la tine care să-și promoveze cafeaua. O altă verticală. Poți să faci bani de acolo dintr-o promovare. Da, da, clar. Înțelegi? După aia, o altă verticală construită pe orizontală asta,
poate să însemne gen deal-uri la televizor. Să, nu știu, prinzi la, ești atât de bun încât te cheamă să faci chestia asta la televizor. De ce? Pentru că oamenii aia, practic, vor audiență, înțelegi mai multă, știu cum să creeze audiență, să capteze audiență la TV și au nevoie de un expert. Poate ești invitat, vor invitat special, nu știu, la Vocea României, ca jurat o săptămână, nu știu. Mă rog, se poate diversifica foarte mult, pentru că din cauza asta construi mai multe orizontale, mai multe verticale pe orizontală, tu ajungi să fii din ce în ce mai cunoscut și pe nișele de piață care nu au treabă cu cafeaua. Pentru că tu faci educație. Este ca și cum aș zice, bă, mie îmi place cafeaua, am cafenele, dar cum ajung la oameni care nu consumă cafea? Pentru că nu sunt educați. Ei zic, bă, cafeaua e nașpa. Așa au fost ei învățați. Cafeaua nu e nașpa, depinde cum o bei și cum se prepară cafeaua. Și eu încep să educ pe oamenii ăștia în social media, știi? Cafeaua se prepară așa, ca să nu fie toxică, nu mai mult de 30 de secunde extracția pe espresso. Dacă espresso e prea tare pentru tine, bei ristretto, ai și varianta asta. Digestiv vorbind, e foarte bun ristretto. Da, poți să-l bei după sau înainte de masă și ajută la digestie. Ajută la, nu știu, împotriva oboselii. Poți să educ pe tema asta și nu contează domeniul de activitate. Da, poți să lucrezi și în construcții. Exact. Și să arăți. Deci când eu mi-am renovat apartamentul, m-am uitat la zeci de videouri cu oameni care puneau parchet și explicau cum se pune parchet. Adică, na. Da, pentru că nu știai. Habar n-aveam cum se face și vreau să văd cum se face. Și nu vreau să chem pe cineva să-mi pună parchet pentru că sunt zgârcit și vreau să-l fac cu mânuța mea. Da, aveai mai mult timp decât bani atunci, probabil. Exact. Păi și ok. Eram în pandemie, parcă? Nu mai știu. Ok. Abarna. Mă rog. Și m-am uitat la aia cum puneau parchet și cum explicau cum se pune parchet. Adică nu trebuie să fii neapărat IT-ist sau să știi să faci graphic design. Poți să știi cea mai basic chestie din lume, dar să știi să o dai mai departe, să le explici și celorlalți cum se face. Da, asta e cea mai grea chestie, pentru că aici intră comunicarea. Exact, da. Deci tu pe măsură ce ieși din meseria ta de tehnician, pentru că dacă vrei să faci mai mult, trebuie să îți depășești puțin condiția fizică, blocată într-un singur loc și trebuie să înveți să vorbești cu oamenii. Clar. În momentul ăla o să vezi cum apar tot felul de oportunități. Deja meseria ta nici nu mai contează. Țiriac ce e în momentul ăsta? Ce deține Țiriac? Tot. Mai contează? Da. Care a fost expertiza lui Țiriac? Apoi, a fost tenismen și acum e miliardar. Deci cum? Între exact. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat exact asta, s-a întâmplat. Da. A fost foarte bun în a comunica. El țiria auto, da? În toată țara. Da, corect. Ce treabă avea el cu mașinile? Era pasionat de mașini. Îi plăceau mașinile. Mă rog, și au dus-o în direcția asta în care are angajați foarte mulți care vând, cumpără și repară mașini. Da. Evident nu vinde el nimica. Logic. Da. Dar a știut să comunice practic partea asta de ce a vrut lume, ce a vrut ca lumea să facă pentru el sau împreună cu el. Da. Și să construiască. Deci a plecat de la tenismen, da? Dar la fel, uite, s-a folosit de ceva la care era bun. Adică pe el l-a ajutat faptul că era un tenismen bun, da? Păi, iar eu ce zic, la asta mă refer. Deci nici nu mai contează la momentul la care ajungi foarte cunoscut pe meseria ta, începi să pleci niște orizontale din astea la care nici măcar nu visai să ajungi. Da. Dezvoltator imobiliar, dealer auto imens pe România, investitor în dracu să mă ia, în orice. Și gândește-te cât de greu era atunci să devii cunoscut. Da, exact. Adică trebuia să te facă public televiziunile. Exact. Acum ai șansa să te faci singur public pe social media. Te duci pe TikTok, pe, nu știu, YouTube, Instagram, ce mai folosesc copiii în zilele noastre și poți să-ți faci singur canalul tău de televiziune. Exact. Înainte trebuia să aștepți să te vadă cineva. Exact. Wiz Khalifa, Justin Bieber, Ed Sheeran. Ed Sheeran, da, YouTube. Pe YouTube, da. YouTube. Acolo au crescut, acolo s-au dezvoltat. Și au ajuns unde au ajuns acum. Multimilionari, chiar dacă nu vorbesc despre asta ei, e clar. Sunt sigur că au câteva milioane acolo. Deci, la bază, nu contează în ce industrie începi, nu contează jobul pe care l-ai. Toată lumea zice, mamă, trebuie să găsești un job care îți place. N-ai de unde să știi care îți place. Da. Și chiar dacă îți place un job acum, în 5 ani de zile o să vrei altceva. Important este să, dacă ajungi într-un job ăsta, să te duci practic în direcția în care duci jobul cât de înalt poți, dacă simți plafonul și zici, bă, nu pot să-l duc la nivel de artă. Ok. Încearcă și lateral, exact ce ziceam acolo, dacă se poate, în firma în care lucrezi. Bă, patronule, ce pot să fac pentru tine în plus? Că vreau să încerc mai multe chestii. Poate vreau o parte de contabilitate. Lasă-mă să fac, nu știu, managementul stocurilor, da? Să spun eu să fiu eu cel mai bun pe stoc. Încerc, da? Nu te costă nimic la început. Antreprenorul nu o să spună nu niciodată. Pentru că tu încerci. Chiar dacă are pe cineva care se ocupă, poate să ți-l dea ție mentor, să te învețe și pe tine, ca și tu să ajuți. Adică, pe măsură ce
responsabilitățile dintr-o firmă cresc la fiecare angajat în parte, înseamnă că firma o să crească. Da. Firma o să producă mai mulți bani, firma se va extinde. Asta vrea antreprenorul. Dacă tu îi spui chestia asta lui, trebuie să fie dobitoc să zică nu. Înțelegi? Băi, antreprenorule, vrei mai mult timp liber? Nu, 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 nu. Vreau să fiu rob și eu, adică să muncesc. Oricum, antreprenorul în primii 2 ani de zile, cel puțin, e cel mai prost plătit angajat din firmă, pentru că nu e antreprenor. Și nu se știe când are bani sau dacă are bani, sau dacă firma e profitabilă. Și dacă tu îi spui, bă, vreau să-ți iau responsabilități de pe mână, ca tu să te ocupi să dezvolți compania asta, pentru că și eu și tu câștigăm. Dacă tu o dezvolți, eu o să câștig mai mulți bani. Și aici lumea se blochează. Auleu, nu, că antreprenorii sunt avari și chiar dacă câștigă mai mulți bani, mie nu-mi dau mai mulți bani. Dar ia du-te tu la antreprenori și preia responsabilitățile, devină foarte bun la ele, să nu te plătească și după aia spune, bă, nu mă ocup de asta, vreau decât dacă îmi dai 500 de lei în plus la salariu. Tu crezi că ăla se întoarce să facă el? Niciodată. Da. Și chiar dacă spune nu, tu, pe urmă frumos, poți să pleci la altcineva exact. Și ai experiența în spate, poți să-i exact. Spui direct. Uite, am făcut și asta în partea alta, adică știu să fac și partea de stocuri, nu doar cafea. Și atunci te poate băga înaintea unuia care știe să facă doar cafea. Da. Ai ce să demonstrezi cu experiența. De asta toată lumea cere experiență, dar nici măcar antreprenorii, nici măcar ei nu știu cum să o ceară. Exact. Ai experiență? Da, știu să fac cafea. Ok, și ceilalți știu, ceilalți 10. Trebuie să te diferențiezi un pic. Da. Ok, cam asta ar fi atunci pe azi. Eu zic că e de ajuns. Da, e ok. Deci lecția s-a numit lecția 11, da? Da. Cum să câștigi mai mulți bani cu profesia ta. Se poate duce la orice nivel vrei. Și atunci când ai ajuns la unde ai ajuns maximul, da, cu meseria ta, la nivel de artă, da, trebuie să fie focusul principal. Și o să ajungi. La un dat o să se plafoneze meseria. Da. Pentru că și eu făceam cafea, o făceam bine. Dar era cafea la pachet. Nu poți să o duci la cine știe ce nivel, că e cafea la pachet. Corect, înțelegi? To go, mă rog. Mă rog, to go, da, scuză-mă. Și da. Trebuia să faci altceva pe lângă. Altceva pe lângă care pur și simplu să te ia din mediul ăla, să te ducă în alt mediu, cum ai făcut tu, sau pur și simplu să înveți și altceva pe lângă. Parte de stocuri și contabilitate, tu, de exemplu, să devii propriul antreprenor al cafenelei respective. Și atunci tu ai experiență să conduci o cafenea proprie. Ghiși ce poți să faci? Poți să mergi la un investitor care vrea să-și deschidă o cafenea proprie sau vrea să o ia în franciză, n-are timp să se ocupe și tu o manageriezi și faci cotă parte cu el. Ok, n-am niciun ban, dar eu știu să-ți managerez afacerea asta fără ca tu să fii prezent aici. Știu să fac totul aici, de la curățenie, produse. Așa că vreau în felul următor. Bagă tu toți banii, eu conduc tot, tu n-ai nicio treabă, probabil o să semnezi o dată pe an ceva, bilanțul sau ceva, înțelegi? Și eu bag toată munca, dăm 30% sau ia-ți pe altcineva, nu mă interesează. Da. Înțelegi? Și în 3 ani de zile, de exemplu, când ăla poate vrea să plece din țară sau nu-i mai place sau nu mai vrea stres acolo, poate avea stres, tu zici, ok, dă-mi 1000, înțelegi? Îi faci o ofertă și zici, bă, în 3 ani de zile, următorii 3 ani, ți-o preiau eu și îți dau lunar sau anual sau la 6 luni, îți dau o sumă până se completează suma concurentă. Și gata. Adică și trebuie ai multe... să te gândești că nu bagi tu ca nebunul în momentul în care faci chestia asta, tu îți iei responsabilitatea să și iei angajați. Logic o să ai angajați, nu să bagi tu. Nu să faci tu 24 de. Tu devii antreprenor mult mai safe și mai smart versus ăla care are risca banii. Da. Deci tu poți să ai o grămadă de alte alternative, că asta vrei să crezi, alternative. Deci putem să încheiem aici, da? Ok, deci uitați-vă și la celelalte lecții de până acum, că o să aibă sens. Și în următoarea lecție nu vă zicem ce o să fie. Că nu știm încă. Că nu știm încă. Peste 2 săptămâni, tot sâmbătă, tot ora 10, o să fie lecția 12. Vedem atunci care e. Deci, v-am pupat. Haide, pa!